Salut, eu sunt Tare și bine m-am regăsit la un nou video. Astăzi ne vom juca puțin de bădere, pentru că știți și voi că s-a băgat acest update cu William Bill Overbeck din Left 4 Dead. Un joc super, super jumec, chiar îmi place. Știu că astăzi, n-am apăsat de mult timp și știu că probabil voi vedeți să postez Minecraft lumea lui Alex, dar tocmai ce am revenit, am văzut că e update-ul ăsta. Mi-mi place foarte mult jocul, nu m-am mai jucat de mult, deci hai să încercăm. Bănuiesc că tipul are parcurile lui proprie. Ia din ce la shrine de chiar. Da, foarte tare parcurile folositoare. Da, și s-au băgat și haine noi pentru toți, pentru toate caracterele. Două secunde, deci avem, uitați aici, de exemplu, pe Dwight, dacă vreau. Cum îl fac frumos pe ăsta? Customize. Fiți atenți, are șapcă de asta galbenă, bluză, uite asta, vedeți? Mie asta o am eu, nu mai știu exact de unde. Și ăsta este legacy-ul pe Dwight, mă rog. Dar ăsta, fiți atenți, deci are asta. Și pantalon, fiți de ce pantalon are. Deci pantalonii sunt penali, îmi plac maxim. Așa, o avem pe Meg Thomas. Meg Thomas care are o frizură ciudată. E ciudată. Deci freza e foarte nașpa, după părerea mea. Cea mai mișto freză e asta. E cea mai sexy freză pe Meg e asta. Dar hai să o punem pe asta. Are și am și pe legacy. Uite asta. Asta este haina de pe Meg. Nouă. Și pantalonii lui Meg sunt niște blugi și oarecum, dar e o haină și Meg, chiar e mișto Meg, îmi place. Tot seamănă cu caracterii din FOD, din ce am înțeles, nu știu chestia asta pentru că n-am avut ocazia să joc jocul, neavându-l pe Steam. Asta este Claudia, foarte urâtă, v-am spus. Jake, o să-l vedem și pe Jake rapid așa, trecem prin el. Și pe Jake l-au făcut ei într-un fel anume, Outer Hill Legion, Hell's Legion. Și biker boots, deci l-au făcut biker pe Jake. Foarte tare Jake. Și Nea și Lori, din câte am înțeles. Sau Nea, nu. Da, Nea, Lori n-au primit nimica și evident nici William Bill ăsta chișat. Bun, hai să-i dăm drumul să vedem ce putem să facem în episodul ăsta. Nu uitați să, fraților, să apăsați și butonul de like dacă mai vreți. Episodul în continuare, suntem aproape de 20.000 de abonați. Destul de tare, destul de fain. N-am postat pentru că am avut cât e școală, n-am așa mult timp. Și când mai am timp mă ocup și eu de câte un vlog, pentru că totuși canalul celălalt este mai important pentru mine, pentru că e canalul meu pe principal. Uite, suntem alături de alt Bill, deci o să fim doi Bill în meciul acesta. Ready, mate. Bun. Hai să vedem dacă e lag. Nu e pic de lag, deci dacă redă ready și killer e ok. Dar nu cred, deci cred că o să trească să pun eu pe pauză și revenim. S-a încărcat destul de greu, să sperăm din tot sufletul că n-ai și nimeni și că suntem în continuare 4 playeri, că urăsc când iese cineva din jocul ăsta, e pur și simplu. Ok, suntem toți. Oh, se blochează mouse-ul. Hey, mousey. Would you like to help me? Oh, ce faci, frate? Oh, suntem 3, ce faci, frate? Suntem 3. Oh my god, sunt Bill. Alături de tipul ăsta și tipul ăla se duce încolo, deci eu o să mă prim cu tipul ăsta, fiți atenți, pentru că eu sunt Bill. Bill din Left 4 Dead, deci am emoții, n-am mai jucat. Bill, dă să facem punct ce? Am, da, bun, reunited. Și generator. E Hill Bill. Oarecum sunteți niște băieți de treabă, chiar vă că vreți să mă ajutați, apreciez chestia asta. O să trească să nu vorbesc, ca să pot și să dau niște skill check-uri din alea, bamba, să fac niște... răs chestia asta când mi-e de la început. Nu-mi place că-s riscante rău. Să sperăm că și echipa mea o să repare. Îmi place cum sterg cu țigara așa în gură, uite. A? Bill? Rezolvă-i tu, Bill, pe toți. E mișto că... am înțeles, da. A ieșit Hill Bill. Da, revenim cu următorul meci, ce să zic. Da, și nici n-am luat puncte. Am luat 5.000 pentru escape gen, că s-a făcut un update. Da, revenim cu următorul meci. Bun, următorul meci. Și avem o Lori lângă noi. Ce faci, Lori? Lori, ai decisive? Măcar e și tu obsesia killerului? Nu se pare, nu cred. Nu știu dacă mai arată, dacă ea este obsesia killerului. Știu că la mine mai arată, dar la ea nu știu. Și am găsit și un generator. Cred că e Michael. Sau trapper-ul. Sau Michael. Ceea ce n-aș vrea, dar... am găsit niște puncte și e bine, pentru că punctele gratis sunt foarte... You fucking idiot. Oh my dude.
E trapperul, dar sunt un pic speriat acum că l-am văzut urmărind-o pe tipa asta, iar eu nu vreau să-mi iau bătaie din primul minut, adică măcar să mor și mai încolo dacă tot mor. Că Billy e un supraviețuitor. Oh, tipa l-a duce încoace. Alexinho, ce ai făcut, tată? Ai, acolo. Bă, măcar să-mi iau și eu tot temul ăsta, știi? Adică punctele, știi? Că, na. O, bă, încă eu n-am parcurs ca să bag sprint la tine, să te ajut. N-am ce să-ți fac drăguța de tine. Na, în schimb, voi lua tot temul ăsta dacă te încălzește cu ceva. O să încerc să lucrez la ăsta. O să încerc, nu zic că lucrez. Vedem, dacă vine la mine, o să încerc să-l alerg pe killer, pentru că chestia asta mi iese. Îmi place să fac jucuri. Dar ar fi drăguț să salveze cineva pe aia. E nașpa că e trapper-ul. Și fiind trapper-ul, o să trebuia să fim doi pentru a-l salva. Cineva să-i dezamorseze capcana și cineva să o scoată pe nebuna din Curlig. Deci oarecum nașpa. Da, hei, dacă scap eu sunt fericit. Trebuie să ne gândim, să fim așa puțin selfish uneori. Nu poți tot timpul să te gândești numai la binele altuia. Și le dăm și căștile. Mai încet. Numai great am dat până acum, e impresionant. Uite-l pe ăsta. Ce faci, frate? O lași pe aia să moară, frate? Am dat și un good. Trebuie să-mi schimb tastatura asta pentru că se aude foarte tare și chestia asta vă deranjează oarecum pe voi. Și vreau să-mi iau o tastatură normală, nu va fi mecanică. Va fi una care se aude extraordinar de puțin. De-abia dacă o să auziți. Ceea ce îmi place. E o idee bună. Bine! L-au salvat! Mă bucur! Ok, căutăm alt generator acum. Eu, se lucrează undeva. Aici? Trei tati, să te ajut. Dă-i tare cu lucru. Dăm reunited, hai. Reunited! Da, hai că mi-a dat reunited pe naiba. Bă, măcar a scăpat-o pe... l-a scăpat pe ăla. Și acum, bă... Ui, rău, e rău că vine aici? Nu. A, uite-l. Doar. Iar că pe ăștia, cred că aș putea să încerc să ia... Asta este deschis deja. Generatorul. Fiți atenți, fiți atenți că fac o schemă. Nu știu dacă o să-mi iasă. Nu mă vede pe mine aici. Eu sunt invizibil. Oh, nice. Oh, lol, m-a ratat, what the fuck. Nu, tati, nu. Hamă, dă heal! Frate, greu te miști să-mi bat piciorul. Până-i dai tu heal, moare omul. A și luat-o. Ia, vine aici. Ia, ce faci de curiozitate? Dacă... Dă-i, scoate că i-am dat de ăla. A murit, what the fuck? Da, tare. Iar acum a ghicit cine va fi alergat. Nu cred că eu, voi încerca să nu fiu eu alergat. Adică voi încerca să mă tirez de aici, ca să zic așa. Ata din când am fost văzut. Și pot să plec în liniște. Eu sunt ok cu ideea, pentru că am, oarecum am ajutat acolo. Adică, m-a ajutat pe nimeni, da. Să se dau viață lui Demon Fox să-l găsesc. Oh, uite, uite generator. Trebuie să și reparăm, mai sunt două generatoare de reparat. Trebuie să le repare cineva. Trebuie să le repare Bill. Bill, cum îl cheamă, că nu mai știu. Da. Și dacă vă întrebați de ce webcam-ul arată diferit, pentru că nu filmez cu OBS, pentru că mănâncă mult prea multe resurse, filmez cu Action Mirilis, pentru că am licență și mi-e mult mai ușor cu Action Mirilis-ul. Nu mănâncă atâtea resurse, ceea ce mă interesează mult pe mine. Deci, win-win. În câte suntem în zone? 9 sau în 10? Ah, suntem în 10. Da, tare. No, why are you doing this to me? Ok. V-am zis că sunt ok cu ideea. Atâta timp cât... Ține-l acolo, că eu repar dacă e. Nici o problemă. Dar ține-l și tu, nu mi-l mai aduce aici. Nu mai aduce brea aici, că... Mă enervezi. Îmi faci nervi. Trebuie să repar aici. Nu pot dacă mi-l aduci, că n-am palet să scap și eu. Am numai 3 geamuri și nu-mi place cu geamuri că e discant. Cu pareți e ușor.
Am apăsat pe B în loc de space, frate. Are you for fucking real? Oh, s-a prins singur în capcană. Tare! Așa, da, astea să se mai întâmple. Cred că ăla și-a dat viață singur, Demon Fox, că Hickey n-a avut când să-i dea viață, deci... e ok. Lol. Aproape că pierdeam skill. Eu nu-l dădeam skill check-ul ăla, nu eram atent. Acum trebuie să repare ăsta ultimul generator sau să-l găsesc și eu pe el să-l ajut sau să facem ceva și după să scăpăm. Ceea ce nu, că o se întâmplă pe acolo, pentru că nu pare că o se întâmple chestia asta. Încă tipul ăla nu știu unde, mama măsie. Dă-te mă, băi, cioară. Așa, zboră de aici, cra cra. Așa, uite generator. Uite generatorul. Măcar să am și-o pales pe aici dacă e. Oh my god. Omul de târcoale, nu. Nu vreau asta. Uite o capcană. Bine, este oarecum nefolos. Oh my god, nu, no, nu, no, nu. No. Oh my god, deci ăsta încă o aleargă pe aia de nubie. E noob rău de tot killerul ăsta, frate. A găsit unde să-l... Oare o ajut dacă fac asta sau tot pe ea o să alerge? Nah, e distrus omul. Deci omul chiar e distrus, adică o alergă pe aia. Până o bagă în pământ. Uite, o? Măcar să nu vine la mine. Da. Cine-i? Cine-i de la? Cine-i? Oh, nu. Chestia e că acum dacă vine e groasă. N-aș vrea să vină. Aaa! Nu m-a văzut, da, venea la generator acum. Iete-te la tine. Ce vrei, mă, să mă găsești? Niciodată. Și cine sunt? Bill. Bill și cum mă cheamă? Am uitat de acolo. Dar sunt oarecum șmecher. E chiar șmecher Bill, cum arată el. A, mi-mi place. E preferatul meu, cred că, dintre caractere. Mă mir că au mai băgat și un băiat. Adică îl băgaseră pe Ace și... Dar mai simțeam nevoia de un băiat șmecher ca Bill, spre exemplu. Să... Hai că încerc eu să repar, nu mă pot baza pe coechipierii mei, sunt morți coechipierii mei, frate. Vreau să n-aud că vine ăla iar. Te să joc la sune, băieți, pare rău. Hai, frate, hai. Hai că se poate. Uite, cioara, deci înseamnă că s-ar putea, de fapt se va declanșa cioara dacă el trece pe acolo. Deci de iar dacă vine de acolo îl văd, deci e ok totul. Hai că am terminat cu generatorul. Nu știu acum unde să vine el, asta e chestia, pentru că n-am deja vu sau nu cum se cheamă aia. Parcă deja vu? Nu mai știu. Porcul ăla care mă ajută să văd. Dark Sense, iertați-mă, nu deja vu. Deci e un generator acolo și fiți atenți cum o să fac. O să aștept să văd dacă tipul vine sau nu. Trebuie să stau lângă generator, știți? Ai, frate, nu o deschide tu, dude. Vreau eu să deschid, făceam și eu puncte mai multe. Dacă vrei tu. Am să stau, să te protejez, uite așa. Cu corpul meu. Da, o să mă bag în față să primesc un hit. În caz că nu poate, da, poate să deschidă. Hai, frăție, vii? Vii la autură? Dude, serios? A reușit măcar. Fiu. Bine. Da. Vreau să-l iau la autură un pic. Am chef. Ce prost sunt. Iar acum fiți atenți. E. Unde mergem? Zi. A, acum sunt pierdut. Ești nebun? Sunt pierdut. Să-mi bat piciorul. Lol. Oh my goodness. Nu cred că am făcut chestia asta. Deci nu cred că am făcut chestia asta. Please, nu fi un trapper rău, fi un trapper bun. Și are basement aici, frate, basement-ul. Și n-am nici decisive strike, pentru că sunt pe tipul ăsta cu care n-am niciun perk. Dar nu ajunge el până, ba da, ajunge. Ba nu ajunge, n-are nicio șansă. Dacă se duce, nu se duce în basement, e deștept.
frate, scapi odată că ți-am dat jumătate de oră de ăla. Hai, hai. Bagă-te un hit, 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 bagă-te... Oh, am scăpat, ok. E prost rău, what the fuck. Ce nu a fost killerul. Oarecum, da. Un meci frumos, sper să vă a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, fraților, apăsați butonul de like. Frumos, campionul ce poți... campionul, lol. Ăsta, cum îl cheamă pe el? Survivorul. E un survivor mișto, îmi place și a și ieșit killerul de nervi. Da, eu am fost Alex Hazel, nu ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!